Opa! Nu așa, acum se încălzește și pe urmă face cașcă. Acum facem brânză de boduf. Trebuie să aducem, să facem acum în toamnă, că laptele pe le mai mulgem o cică o săptămână, apoi băgăm berbecii în ele și le înțăicăm, nu mai le mulgem. De când se bagă berbecii ele, nu se mai mulgure la noi. Odată, dar poate nu m-am văzut. De sus, aici. Și-l pipăim cu degetul. Așa. Așa se face. Care face, bate smoala și face untul. Aici, aici face untul. Se vede, se vede? Gata? Ok, bun, bine. Păi tu. Poate să se vadă. Așa. 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 Scoate untul. Hai că s-o încălzi laptele acum. Deci să facă cașul. Acum, ce să vă spun, unii o iau prea de mici, alții o iau de la 17, 18 ani, de la 19 ani. Cam în general. Cam în general de la 18, 19 ani, că e viața grea, e ger. Deci copilul, dacă e tiner, nu se prea știe proteja de frig. Și atunci devine bolnav, din cauza frigului, din cauza ploii. E o oboseală multă și dacă nu se protejează, adorme udul. Vă dați seama că nu rezistă mult. Pentru dumneavoastră, ca soție de cioban, e greu aici la deal? Păi nu e greu într-un fel, că nu fac numai singură. Oricum îs ajutată de el, de copii, de... E greu, în primul rând, e greu pentru ei și pentru soție de ciobani. E destul de nasol să mergi în ploaie, la muz, la... Da? Știi cum e, la noi așa se împarte, o căsnicie o duci de la... Păi, oși cum noi cu animalele noastre dormim la oi. Dimineața ne sculăm de dimineață, cât de se poate de dimineață și... Ne sculăm toți și băgăm oile la mus. În primul rând, mulgem toți. Pe urmă venim cu laptele aici la stână și îl strecurăm și îl începe nevasta, începe să-l prelucreze. Din lapte face brânză. Brânză telemea. Pe urmă mâncăm cu toți la masă și plecăm. Noi cu oile ca în... La serviciul lui, iar rămâne mai departe la stână și vede de rânduiala stânii. Și
Deci acum se mai face transumanța asta peste iarnă, cum se făcea înainte? Da, încă se mai face. Nu știm cât, dar se mai face. Deja acum mai stăm aici până la 1 octombrie, coborâm în hotarul de jos și acolo mai stăm ca e cât vrea. Altul 2 săptămâni, altul 3 săptămâni și pe urmă pleacă în transumanță. Majoritatea care sunt cu ele ce pleacă în transumanță. Și cam în ce zone se mai pleacă acum? Aștia s-o mai împuțina zonele astea care poți să mai mergi. Mai pleacă unii în zona Bihorului, mai puțin, mai să mai duc, mulți care mai sunt, să mai duc în zona Sălajului. Și e greu să se ajungă până la așa o zonă, mai departe de această... Să știți că e foarte greu. E foarte greu să... Dar însă, cum v-am spus mai înainte, suntem învățați cu așa ceva și o ducem. Și el nu taie. Și aduce oamenii.